La Muzeul Național al Satului din Capitală a avut loc astăzi vernisajul expoziției Icoana Ortodoxă Lumina Credinței. Lucrările expuse aduc în atenția publicului teme referitoare la iconografia sfinților isihaști, la experiența isihastă a vederii luminii dumnezeiești, precum și la momente ale rugăciunii ce se regăsesc în scene din Vechiul sau Noul Testament. La eveniment a participat și Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură și Patrimoniu Religios. Dacă ne raportăm la întregul fenomen din sfera artelor bisericești, putem observa că lucrările realizate în cadrul celor trei secțiuni, icoană pe lemn, frescă și miniatură, sunt de o înaltă ținută artistică și tehnică și păstrează traiectoria artei ecleziale contemporane, fără a se depărta în același timp de cadrul definitoriu al artei de tradiție bizantină. Astfel, putem sesiza o cristalizare stilistică a influențelor contemporane din arta contemporană bisericească, influențe manifestate prin abordarea formulelor compoziționale, a modului în care sunt aplicate transparențele și tușele de final. Icoana, chiar dacă este la Muzeul Satului, pentru fiecare creștin nu înseamnă doar icoana în sine, înseamnă deja smerenie, înseamnă credință, înseamnă a te gândi la ceea ce este în imagine. Cu siguranță, aici, în Muzeul Satului, directorul muzeului a știut dintotdeauna că în perioada verii sunt foarte mulți vizitatori și aici vor putea descoperi o mică parte din tezaurul de valori pe care îl are Biserica Ortodoxă și la nivelul biblic, dar și cultural. Expoziția poate fi vizitată până în data de 31 iulie la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10-18.